Ce faceți, băieți? Eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un episod care se anunță frumos. Nu, hai să zicem așa, se anunță lung, asta e clar. Mai încolo va depinde un pic de joc ce se va întâmpla, dar avem un pack opening foarte mare, avem foarte multe conturi, așa că ce să mai luați vă popcorn, nu dați acolo un like și hai să dăm drumul! Bun, suntem pe primul cont și n-am cum să nu zic asta, dar înainte de toate trebuie să-i mulțumesc foarte mult lui Andrei George pentru că el mi-a dat majoritatea conturilor. Nici nu mai știu câte sunt la număr, o să vedem la final pe câte am deschis, dar fără un cont toate sunt ale lui Andrei George mai precis, așa că trebuie să zic că îi mulțumesc foarte, foarte mult. Acesta am zis că este contul său principal pentru cine, adică mă rog, dacă vă interesează ce echipă are băiatul acesta, poate voia și el să-i arăte echipa pe clip, cam asta ar fi și sincer chiar e o echipă foarte bună. Nazario, Ribery, Menian cu rank 5, ceea ce mi se pare tare rău de tot. Dar e loc de mai bine poate la fundaș și central, poate la mijlocul terenului sau aici în partea dreaptă la right winger. Deci hai să mergem, să deschidem pachetele. Băieți, nici nu știu cu ce să începem, o să începem cu eventul anniversary. Avem multe pachete pe multe conturi, eu o să încerc să nu ratez absolut nimica. Avem aici la rewards prima oară acest 97-100, știți foarte bine că au apărut jucătorii noi, dar ăsta este pachetul din săptămâna trecută, deci sunt cu jucătorii de săptămâna trecută. Nu cred că l-ar avantaja neapărat ceva, pentru că deja am văzut că l-are pe Todibu, dar orice jucător cu rating bun este foarte binevenit, așa că hai să vedem. Este un japonez, fundaș central, pardon, este Ito, ok, Ito cu care ne-am mai obișnuit noi în pachete și din păcate este cel mai slab posibil de aici, din, mă rog, care așa vorbind. Că începutul nu este tocmai promițător, dar chiar avem multe pachete, așa că încerc să nu mă distrag de la acest fapt. Ai venit și la quest-uri aici un standard pe, cred că puteam să încep cu ăsta, fiindcă cred că ăsta e cel mai slab pachet al clipului sau, mă rog, cel puțin de pe contul ăsta, dar da, cum am zis, 89, 88, nimic, absolut nimic interesant. Hai de să aici. Mergem pe store acum, băieții, vă înschide pachetul de 3000 de gemuri, clasicul pachetele de 3000 de gemuri, cu jucătorii noi apăruți, este pentru prima oară când deschid acum și prima oară când văd pe Osimhen, ok, Osimhen de 103, a primit carte de 103, super interesant. Roberto Carlos, cred că e atracția numărul 1 din săptămâna asta, de departe, cel mai bun leftback din joc și nici nu știu ce preț are, dar cred că putem să ne imaginăm că e peste 1 miliard. Și Ari foarte interesant și Mateus foarte interesant, Schmeichel de 102, vedem Lukaku, Joao Cancelo. Da, e o nouă săptămână fabuloasă și mai urmează încă o săptămână după. Uite-l și pe James Rodriguez. Da, până acum n-am văzut niciun jucător de peste 101 de la event. Deci, poate astăzi spargem gheața. Cred că v-am să dați like, nu? Cred că v-am zis. Deci, mai vă zic o dată, dați acolo un like, abonați-vă dacă sunteți noi și spuneți-mi în comentarii voi ce ați mai prins la eveniment, dacă ați luat ceva jucători interesanți, mai ales din cei noi apăruți. Hai să vedem una peste alta pe cu ăsta. Hai să vedem dacă vine și pe strada mea într-un final norocul. Este un norvegian, este atacant de la Atletico, este Sørloth. Sørloth de 99 over, bine mă, în sfârșit ceva mai bunicel. Don't get me wrong, nu este fabulos, dar am ajuns în acest punct în care mă bucur enorm la un jucător de 99 over. Bine, vă zic sincer, un pic am crezut că are 100, nu știu de ce am crezut că are 100, dar e ok, adică măcar nu-i minimul și pentru mine e o boabă de progres, asta contează. Bun, dăm tap to continue. Și da, îmi dă încredere pentru mai bine, că v-am zis, nu e fabulos, dar ținând cont că și un 99 mi se pare așa wow de prins, de asta am avut reacția asta de mega hype. Hai să păstrăm momentul, o să zic așa. Și mergem la player pick-uri, unde avem de deschis ambele player pick-uri posibile, și cel cu 1000 de puncte și cel de 3000. Avem foarte multe puncte, are foarte multe puncte aici Andrei, nu știu cum are să facă atâtea puncte, dar a făcut. Și hai să vedem, prima oară acest midfielder pick, sincer mi se pare slab rău de tot acest pick de 1000 de puncte. Dar poate Andrei are o grămadă de noroc sau eu am o grămadă de noroc și iau ceva foarte bun. Hai să vedem cum stăm aici și nu stăm extraordinar. 94 Sule este cel mai bun din pachet și cu siguranță o să le iau pe el, fiindcă este cel mai scump ca preț de băga la exchange, pentru că cred că pe asta o să fac cu el. Nici n-avea rost să mai vei fi pe restul. Oricum pe Brandt l-am prins și în clipul cu noi. Wow, știți foarte bine, iar Jason Fernandez la 92 OVR n-avea cum să emită pretenții de cel mai scump jucător al picului. Dar din picul ăsta de 3000 de puncte, bă, un pic acolo tot am speranțe, sincer. Am deschis, parcă, când am deschis ieri, nici nu mai știu cum am făcut clipurile, credeți-mă că e o harababoră totală în capul meu, dar cred că ieri am deschis pe contul meu, sau în clipul cu noi, wow, nu mai țin minte, și a fost horror, am prins de 97, linie de 97, 15 milioane, nu, am prins, nu pe contul meu, pe contul abonatului în clipul de reconstrucție, dar gata, mi-am amintit acum. Da, deci sper să nu mai văd așa ceva în fața ochilor. Hai să deschidem și renders-ul, să-l avem aici, să verificăm prețurile. Sper în primul rând să fie nevoie să verific renders-ul, că nu mai... Hai să vedem. Sau să nu fie nevoie, să fie unul de 103, să fie clară diferența. Ia să vedem. Și... bă, zici că dă din burtă, bă, jocul ăsta, bă, zici că se răcește, mă, dacă îi dau ceva, dacă îmi dă ceva bun. Da, cred că Owen e cel mai scump, Gusto-i 15 milioane, Morientes, dacă aș ști să-i scriu și numele, este numai puțin de 15 milioane, Kilman, bag un amfoc, e 15 și ia să vedem dacă am zis bine, da, 15, hai Owen, salvează-mă tu, Michael Owen, 21 de milioane, ce profit incredibil, absolut incredibil profitul din pachetul ăsta, senzațional, Michael Owen, 21 de milioane, dar hei, unable to access extra time, please exit and try again, ce? Nici măcar nu mi-e dă pe Owen. Am intrat pe al doilea cont, asta este contul unui alt abonat, Vlad Creier, și mulțumesc foarte mult pentru că mi-a dat contul să deschid câteva pachetele și na, chiar apreciez foarte mult când îmi scrie să-mi dați să deschid ceva pachete, pentru că na, e într-un fel asta și echipa lui, pentru că știu că m-a rugat dacă pot să-i arăt pe clip. O echipă interesantă, cred că în apărare iar merge niște upgrade-uri, sincer, are foarte mulți iconi. Deci, la el chiar e loc de mai bine, așa că dacă avem noroc este absolut perfect. Hai să începem prima oară cu eventul aniversării, unde mi-a zis că pot deschide cu punctele aniversării, așa că mergem aici la rewards și ar trebui să luăm, da, de aici, deci avem 902 puncte și putem să luăm mai multe reward-uri, să vedem cam câte, pentru că sunt diferite aici punctele. Cer 160, nu mai sunt 100 cum era înainte, în fine. Hai să vedem aici prima oară, 94, 99. Sperăm la ceva spre 99 și este un austriac, mijlocaș central. De la Hoffenheim nu știu cine este. Pras, ok, 96, n-am auzit de el, dar are ratingul tocmai bun de un exchange, ceea ce este nemaipomenit. Bun, hai să luăm acum gemurile, 160. Nu cred că o să reușesc să termin ca să iau și reward-ul de 97-100, dar luăm câte reward-uri se poate, să zic așa. Deci 100 de transfer. Și acum points. Cred că o să mergem cu acest 92-101, să ne riscăm aici, să luăm pe cel 95-98, să mergem la siguranță. Da, o să le iau pe ăsta, 95-98, mergem la siguranță, pentru că măcar aici am un jucător care poate să intre la exchange, la limite de exchange. Din PEC-ul 92-101, dacă nu dea un... nu e jucător, mă, de la... în fine, italian, mijlocaș central, Marchizio. Da, nu știu dacă Marchizio intră la exchange-ul ăla, habar n-am, sper să intre, sincer. Da, am luat un pic, o mică țeapă aici. Am completat și acest extra gift, ok, hai să vedem, poate luăm de aici un jucător, ceva, gemuri și nu prea pare, da, training transfer points. Hai să mergem pe store acum, deschidem și aici pachetul de 3000 de gemuri și sperăm la ce e mai bun. Pe contul celălalt am luat Sørloth, ceea ce n-a fost tocmai rău, dar sunt o grămadă de jucători mult mai buni decât Sørloth. Bine, sunt complet de acord cu voi că sunt o grămadă mult mai slab decât Sørloth, dar pe aia slabi i-am tot prins. Hai să trecem și la jucătorii buni, pentru că sunt și este un uruguaian, nu-i Nandes, te rog, nu mai vreau Nandes, pe bune, l-am prins de... N-am degete la mână, să vă zic de câte ori l-am prins pe Nandes. Și de fiecare dată aceeași bucurie în suflet când îl văd. Hai să deschidem și aici avem un player pick. Avem player pick-ul de 1000 de puncte doar. Dar na, e o șansă la ceva mai bun decât ce a fost pe contul trecut. Hai să vedem. Peste 94. Hai mă, peste 94 ceva. Și ia să vedem. Ok, 93 cel mai bun și este și cam. Nici nu cred că are sens să verific prețurile. O să iau direct pe Furich, jucătorul lui Stuttgart. Și da, în continuare, unde-i norocul, frate? Unde-i norocul ăla, că nu-l găsesc? Bun, și am cumpărat și doi jucători. Dacă vă întrebați de ce, pentru exchange-ul 95-103 îl facem și pe ăsta. Vlad ne să deschid să cumpăr jucători. Deci n-am cumpărat-o de capul meu, dacă vor fi cârcotași în comentarii. Dar totuși, pentru că am dat bonus pe acești jucători, dorința mea este să prindem ceva și foarte, foarte bun. Până acum la Vlad nu prea am găsit norocul, nu știu cum s-a ascuns. Hai să vedem una peste alta. Hai mă ei, te rog eu, dăm ceva bun. Și Bosnia este de Mirovici. Este de Mirovici. Blestemul Stuttgart, băieți, în clipul de azi. Furich mai devreme, acum de Mirovici. Da, superb, absolut superb. 96. 95, Sara și Anderson tot de 95. Bun, am intrat pe următorul cont. Ne întoarcem pe contul lui Andrei și avem aici un cont cu 15.000 de gemuri bune de cheltuială. Așa că hai să mergem pentru prima oară la event, la anniversary. Și vom începe de aici cu acest nou format Victory Formation. Avem 2000 de puncte și vom lua aici, cred că vom putea completa linia și luna final și acest 97-100. Hai să vedem prima oară acest 94-99. Poate vine și un jucător de 99, zic și eu, nu știu, zic și eu doar, hai să vedem. Și este un jucător din Mali, sau nu, e Guinea, de fapt, e Guinea și este Girassi, de fapt. Ok, 98, ceea ce vedeți că nu e rău, stai puțin că nu e rău acum că stau și mă gândesc. E aproape maximul din pack-ul ăsta, dar bine, din păcate maximul care era aici nu era neapărat uriaș. Hai să luăm repede și aceste gemuri, luăm și training transfer points-urile. Dați și acolo un like între timp dacă ați uitat cumva. Hai să luăm acum, o să încercăm la 9201. Bun, data trecută, pe contul trecut am încercat la 9598, acum încercăm la 9201. Cancelo, Mourinho, Sterling, jucători care îți fac cu ochiul garantat. Ai efectiv garantat, dar hai să vedem dacă vin și în pachet. Aoleu, aoleu, ce să vină în pachet, că mi-am dă Viali 92, o carte care cred că a apărut în joc acum 12 luni, 11 luni, ceva în genul ăsta. Da, superb, absolut superb. Da, deci pe costa 92, 101 e cea mai mare țeapă. Băi, cea mai mare țeapă, bă, băiată, nu știu de ce, băi, nu înțeleg de ce mai apare acolo 92, 101, că dacă prinzi un 95 înseamnă că ai noroc uriaș, adică înseamnă că ce să mai ai norocul scris în frunte. Mă rog, hai că am ajuns la final aici și hai să luăm mystery box-ul cu Mascherano, completăm jucătorul 97-100, hai să luăm și eu acesta cu Bremer, dacă toți suntem aici, și să-i dăm claim lui Bremer, care e foarte bun pentru exchange-uri, pentru că o să facem și exchange-ul 95-103, dar până acolo avem acest pachetel. Acum văd că a apărut McTominay, mic autați, cred că nu erau până acum, Olise, deci mulți jucători interesanți, dar bineînțeles că trebuie să-i și vedem înainte de toate, adică mă, nu doar să-i vedem acolo, dar să-i vedem și în pachete, mă refer. Și este scoțian, cât de mă, zin te rog că e McTominay, zin că e McTominay, nu, ce bait, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, băi, și știam că e și Gilmour și de asta nu am putut să fiu foarte fericit, că mă gândeam, bă, parcă prea bine ar fi să vină Scott McTominay. Billy Gilmour, bă, cum s-a gândit mă Napoli în vara asta, mă, se cumpere ei doi mijlocași defensivi scoțieni? Cum s-au gândit? Da, nu înțeleg. Asta este, din păcate, în viață mai ai și ghinion, nu ai noroc alte ori. Puncte, deci ia să mergem puțin și la hit aici, pentru că putem să facem și aici, văd că n-a completat săptămâna trecută, deci o să dăm aici la acest prior și poate mai luăm niște jucători, un Mascherano, ceva. Până la urmă sunt 900 de puncte, adică de ce să le pierdem dacă tot le avem. Ia să vedem totuși dacă și luăm vreun reward de ele, pentru că na, e complicat, adică sincer a fost bună ideea asta în noua săptămână să dea niște reward-uri basic, adică să nu mai stai la noroc, pentru că uite e foarte, foarte complicat să prinzi ceva, dar mă rog, hai să vedem, ne apropiem deja de de finalul punctelor și până acum n-am văzut vreun jucător, care oricum ar fi 94-101, adică n-ar fi cine știe. Mă rog, hai să mergem la flash sale acum. Avem, am zis, destule gemuri de cheltuială, așa că sper la niște oferte bune aici. Hai să vedem dacă va fi cazul. Avem 9602, dar e cu FIFA Points, 9700 cu FIFA Points și ultimul tot cu FIFA Points. Ok, deci nici urmă de vreun pe cu gemuri. Poate aici, 9400, da, e cu gemuri, dar nu-mi place mie pecul și restul cu FIFA Points. Senzațional. Mai dăm o dată refresh, dacă nici acum nu vine nimica, înseamnă că suntem ghinioniști. Ia să vedem, 9803, 550 de FIFA Points, 400 de FIFA Points, 3500 de gemuri, ok, și 3300 de FC Points. Bun, măcar avem și noi un pachet țări cu gemuri. Acesta este cu jucător tradable, dar pleacă de la 93, ceea ce face mult mai complicată șansa de a prinde ceva bun totuși, dar hai să vedem totuși. Ne încercăm șansa, gemurile teoretic erau pentru pachete, deci ce să facem? Deschidem ce avem, hai facem și un 19 dacă tot deschidem, poate că așa o să avem noroc, cine știe. Ia să vedem, avem animație de la Team of the Season, german, fundaș central, hero, este vorba de Color 97, băi, vezi că nu-i rău. Vezi că nu-i rău, e și tradable și cred că costă poate vreo 20 de milioane, ia să vedem, da, fix 20 de milioane, e mai mare prețul decât cel de QuickSell, deci nu e foarte rău, zic. Bun, eu. Dar în continuu, din păcate, doar atâta de la flash sale, pentru că ați văzut și voi că n-am avut pachete efectiv cu gemuri, te mai avem și aici un nou. Ok, cred că ăsta e ou de săptămâna asta. Bun, ăsta era un ou pe care nu-l văzusem până acum, e prima oară când îl văd și îl deschid. Deci da. Bun, mergem, hai să mergem la exchange-uri. Putem să facem acest limited exchange, avem oricum destui jucători pe aici, deci o să folosim Sambilo Conga, Lundstram și o să-l punem și pe Demirovic, nu? Pe Demirovic. Dăm aici pe exchange și hai să vedem, hai mă, te rog eu, dacă nici acum, atunci niciodată. Și ia să vedem, este un scoțian, dar cine să fie oare, McTominay sau Gilmour? Gilmour, normal că tot Gilmour. Băi, blestemul Gilmour, băieți, faceți-o acolo în comentarii, blestemul Gilmour. Ah, doamne, mi-era dor de un blestem din asta, deci chiar mi-era dor. Măcar, avem câteva gemuri. Și vom deschide pack-ul de 3000, da, deschidem pe ăsta de 3000, bineînțeles. Uite bă, ce frumos arată bă Ari, cum arată Osimhen. Bă, dar doar arată bine, că în rest nu știu cum e să-i simți, cum e să-i atingi, să-i ai, să-i joci cu ei. Nu știu, eu nu știu cum e asta. Deci ei poate vreți să faceți ceva în scopul ăsta, poate îmi dați și mie aici ceva, nu că, zic și eu doar. Ia să vedem englez, că bă... Ia, Killman, 97. De ce parcă nici nu-mi vine să mă mai mir? Deci nici că îmi vine să mă mai mir. Zici că așa ar trebui să fie, absolut minunat, băieții. Avem încă 10.000 de gemuri. Și o să deschidem acest limited offer de 7.500. Da, o să măriți la pack-ul ăsta. E pack tradable. Deci dacă vine un Roberto Carlos... ar putea să fie vândut la 1,3 miliarde. Bine, asta e deja SF, dar i-am dat. Băi, gata, i-am dat. Deci nu se poate, bă, să nu-mi dea ceva. Deci nu se poate, nu concep. Nu concep, efectiv. Hai să vedem. Este un danez, Schmeichel. Nu, de la Galata. Bă, de nu puteți să-mi dai, mă, frate, și mie Osimhen de la Galata. Mi dai pe Elias Gelert. Păi, deci, danez bun era Schmeichel, avea 102. De la Galata era bun Osimhen de 103. Mie îmi dă combinația de danez cu Galata, Elias Gelert. Cine-i băiatul ăsta? Am intrat și pe al patrulea cont al clipului. Nu cred că e numărul 4 deja. Tot contul lui Andrei. 16.000 de gemuri și aici. Dar bineînțeles, deja avem 16.000 de gemuri dacă nu și prindem ceva. Și vom începe din nou cu aniversarii. Doar că vom trece direct la flash sale. Și sperăm la ceva oferte mai bune. Deci... hai să ne văd că deja a început el, să zic așa, a dat el aici și văd că momentan e doar pe costa care are 2000 de gemuri, dar nu-mi place, v-am mai zis, nu mi se pare foarte slab, deci dăm refresh, sperăm să pice ceva pachete, Așa că ia să vedem. 500 de FIFA Points, 400 și 150. Mai avem un refresh. Doamne, deci sunt și... Mamă, deci e și flash sale-ul ăsta. Ciudat tare rău de tot. Nu mai oferte cu FC Points, efectiv. 400 de FC Points. Ăsta e 2000 de gemuri, dar e slab rău pe cum, mă, frate, nu deschide așa ceva. Și ultimul 300 de FC Points. Deci... Na, ai gemuri și n-ai ce să deschizi de ele, efectiv. Da, aiurea, chiar aiurea. Trecem direct pe store, deschidem pack-ul de 3000 și, nu știu, vedem după ce mai deschidem, pentru că chiar plăneam să fie mai mare pe opening-ul, dar mă gândeam că, bă, măcar un pack deschis eu de la flash sale pe fiecare cont, dar uite că deja e al doilea cont în care nu am ce să deschid de la flash sale. Pe ăsta chiar n-am avut ce să deschid, adică dincolo măcar a fost pack-ul de 3500, ăla cu jucător tradable, a picat Color. Mă rog, hai să vedem, poate aici pică ceva bun. Spaniol, fundaș central, de la Bournemouth, este, nu știu cine, sincer vă zic. Ok, 98 Huijsen, ok, știam că e olandez și a schimbat naționalitatea, ok, 98 totuși, nu știu dacă e... Nu, e win clar, nu e niciodată în viața asta, dar măcar nu e minim. Asta e efectiv singura chestie pozitivă de la el. Sau, mă rog, din pecul ăsta că jucătorul nu are nicio vină, dar... Da, în continuu și hai să vedem ce facem cu restul de 13.000 de gemuri. Deschidem pecul de 7500, bineînțeles, pentru că altă soluție nu am și am o speranță în continuare, nu știu cât de mică, nu știu dacă, bă, cred că e ceva... de nivel atomic, efectiv, adică speranța e de nivel atomic, dar încă e acolo, așa că hai să profităm de ea. Francez, rămân de la... Olise, nu pot să cred! Olise! Nu-mi vine să cred, nu e al meu, n-are cum să... Na, ce-ai mă ăsta? Mie! Doamne, deci nu-mi vine să cred, mă. Nu-mi vine să cred că mi-a picat Olise de 100. Ah, Doamne, cât am așteptat. Păi, nu mai prinsese un jucător de 100 de la Rico Lewis, pe care l-am prins în a doua zi de event sau așa ceva și suntem în a treia săptămână. Bă, voi vă dați seama, mă? Voi vă dați seama. Michael Olise și este și tradable, este și RM și sunt aproape sigur că costă, chiar costă ceva. Nu-mi vine să cred, Andrei. Ce-am făcut, Andrei? Oh, Michael Olise, 113 milioane, minunat, absolut minunat, bă, altceva, mă, parcă vorbim altceva acum. Doamne, Michael Olise, băi, nu-mi vine să cred, băi, inițial mă gândeam că are ratingul mai mare, nu știu de ce mă gândeam mai mult, dar fiind și tradable, cred că e absolut perfect. Nu vreau să zic că gata, m-am scos cu pe opening-ul, că sunt fericit, că sincer la câte pachete deschidem, că mai avem de deschis, adică pe tot cât am deschis și mai deschidem, cred că totuși ar trebui mai mult. În fine, vom scrie și pack-ul de 4000, dacă tot a fost bun pack-ul precedent, încercăm și la ăsta, fiindcă mai avem cum 5-700 de gemuri, deci poate mai luăm și de aici ceva, n-ar fi deloc rău încă un jucător precum Olise, sau Olise din nou, de ce nu? Așa că hai să vedem, este de la Hall of Legends, însă argentinian, că bă, ăsta e groaznic, ăsta n-are nicio treabă cu ce a fost Olise mai devreme. M-a liniștit cu pecul ăsta, m-a liniștit, a zis jocul, bă, gata, deja ți-a luat-o în cap și trebuie să te calmezi. Ia, mi-a dat două palme și m-a băgat la somn. Nu o să-l băgăm pe el, o să-l băgăm pe Pavlovici de 95. Așa că, hai mă, ei sport, hai că contul ăsta e norocos, bă, deja Olise, tradable, 100 de milioane, gata, hai, dă-mi ceva în tradable de 103 și gata, ca să nu mai ne tot așa. Hai mă, te rog eu, de scoțian, hai mă, fii și tu McTominay, a treia oară cu noroc, că deja mi-a dat pe Gilmour de două ori. Tot Billy Gilmour, bă, așa ceva. Bă, de 3 ori, mă, într-o singură zi, într-un singur pe opening, mă, de 3 ori să-mi faci schema asta. Doamne, așa ceva. Bailey, Gilmour, Doyle și Gabriel Sara din pecul ăsta. Nu mai zic nimica. Hai să ne gândim la Olise, dar hai că a fost bine pe contul. Da, băi, și până la urmă cam asta a fost și pe opening-ul nostru, cam asta au fost și conturile de pe care am deschis. Nici nu mai știu sincer câte au fost la număr 4 sau 5, ceva în genul ăsta, dar eu zic că a fost un pe opening consistent. Chiar cred că a fost mega consistent. Dacă v-a plăcut clipul, uitați acolo de un like, fiindcă mă ajută foarte mult. Abonați-vă, încă o dată mulțumesc foarte mult băieților Andrei și Vlad pentru că mi-au dat conturile și în sfârșit am avut și noi puțin noroc așa pe final, cum se face de obicei. Iar până mâine la un nou episod, să ne auzim cu bine. Pa, pa!